Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Dorim, prin intermediul acestei emisiuni, să facem împreună cu dumneavoastră călătorii virtuale în diferite zone ale lumii pentru a descoperi cum arată Biserica Domnului acolo sau, dacă nu există, cum poate fi ea plantată. Astăzi vom ajunge pe continentul negru, dacă luăm în considerare culoarea majorității locuitorilor, sau continentul roșu, dacă ne uităm la solul acestui continent. Și în această călătorie vom fi însoțiți de Simona Caba. Bine ai venit, Simona! Mulțumesc, bine v-am găsit! Ești pentru a doua oară în emisiunea Da, noastră. Data mulțumesc! trecută am discutat mai mult despre chemarea ta la misiune. Aș dori astăzi să punem accentul pe lucrarea pe care o faci acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Am înțeles că în ianuarie vor fi 10 ani de când ești acolo pe termen lung. Dacă ar fi să faci o retrospectivă asupra acestor 10 ani, care sunt lucrurile pe care le-ai realizat din ceea ce ți-ai propus? Care sunt obiectivele neatinse? Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut mai mult decât ai crezut tu sau ai gândit tu? O întrebare complexă Și și grea. îți ofer spațiu pentru un răspuns mai amplu. Da. Întotdeauna când facem un bilanț și tragem o linie, vrem să vedem o grămadă de rezultate, să vedem succes în ceea ce am investit, cu lacrimi, cu sudoare, cu multe sacrificii. M-am întrebat și eu în ultima vreme, având în vedere că a trebuit să fac un bilanț destul de mare. Cine ți-a cerut să faci bilanțul? Eu singură. Îmi place să fac bilanțuri. Trebuie să mă dezobișnuiesc. L-am întrebat pe Dumnezeu. În urma unor insuccese, aș spune eșec, așa le consideram eu, greșeli. La sfârșit de zi, eu mă întreb de foarte multe ori, chiar dacă sunt obosită, înainte de a pune capul pe perină, mă întreb ce am făcut astăzi. Așa sunt eu, Deci asta la creată, sfârșit formată. de zi și acum la Da, sfârșit de de 10 10 ani. Se ani. întâmplă la sfârșit de an, la sfârșit de 10 De ani. deceniu. Și îl întreb pe Dumnezeu, mă întreb pe mine, oare mi-am împlinit, îmi împlinesc scopul pentru care am fost creată? Oare de ce exist? Oare Dumnezeu se bucură de cei 10 ani care au trecut? Și dacă ar fi după mine, aș număra foarte multe eșecuri și greșeli și nu neapărat împliniri, ar putea fi motive de frustrare și de descurajare. Și l-am întrebat pe Domnul, l-am întrebat pe Dumnezeu, care sunt, ce se întâmplă, oare împlinesc scopul, oare mi-am găsit locul în istorie? Și Dumnezeu mi-a răspuns ceva foarte diferit de ce mă așteptam. M-a întrebat cât de mult iubesc, cât de mult am iubit în tot ceea ce am făcut, intenția mea, motivația mea, scopul pentru care le fac. Este dragoste sau nu? Poate fi dorință de a realiza foarte multe lucruri, poate fi supunere și ascultare. E foarte bine, toate sunt foarte bune. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă întreabă cât de mult iubesc. Și pentru El asta înseamnă totul. Dacă eu am pus dragoste, dacă eu am înțeles, dacă mă uit la un nevoiaș, dacă mă uit la un om bolnav, dacă mă uit la unul dintre liderii cu care lucrez cu dragoste și din perspectiva lui Isus, pentru Dumnezeu e succes. Deci, până la urmă, din perspectiva lui Dumnezeu, motivația
cu care faci un lucru este esențială și nu neapărat mari rezultate pe care să le raportezi. Aceste chestiuni sunt secundare. Da. Și din perspectiva lui Dumnezeu, ce înseamnă succesul? Să mă împlinesc scopul pentru care m-a creat El specific în Împărăția lui Dumnezeu, în care e locul meu, identitatea mea în Hristos. Când mi-l găsesc, atunci sunt împlinită. Eu am așa un fel de perspectivă a eternității la care mă gândesc întotdeauna când mi-e greu. Cel mai mult îmi doresc ca atunci când o să mă întâlnesc cu Iisus să-mi spună bravo, bine ai făcut, intră în odihna mea, bine ai făcut, rob bun și credincios. Sau la asta mă uit, la cât cum mă privește El ca și copil. Cred că nu cere atâta sudoare. Bineînțeles că pentru mine fiecare zi este un sacrificiu din punct de vedere omenesc. Am renunțat la părinți care i-am lăsat, nu i-am renunțat la ei, dar am renunțat să fiu cu ei, familie, prieteni, profesie, țara în care m-am născut. Pot fi socotite sacrificii și un preț care a fost plătit, dar nimic nu se compară cu ce am câștigat în Hristos. Da, aș putea spune că succes pentru mine este să fiu tot mai aproape de Dumnezeu, să am o intimitate cu El. Și asta se întâmplă prin proiecte, prin slujirea de acolo din Africa, din Mozambic. Și cum împaci această perspectivă? Din punctul lui Dumnezeu, succesul înseamnă să faci ceva cu o motivație curată, să fii în voia Lui, în planul Lui, și activitatea și munca și rezultatele până la urmă, pentru că sunt și rezultate, și doar faptul că ai o motivație bună nu te împiedică sau nu te împiedică să faci mai mult, să lucrezi mai mult, și tu ești o persoană care lucrezi mai mult. Ce a cântărit mai mult când ai văzut această perspectivă a lui Dumnezeu? Nu te-ai gândit oare munca mea, sacrificiile mele contează și astea din perspectiva lui Dumnezeu? Pentru mine a fost ca și o eliberare. Am simțit că tot ceea ce fac contează. Lucruri mici, mărunte, care eu le consider neînsemnate sau alții le consideră neînsemnate, prin faptul, sigur că da, că sunt acolo, că particip la tot ceea ce se întâmplă acolo. Ai simțit eliberare pentru că o bucurie, o pace. Era această presiune a rezultatelor, exact, oarecum asupra ta, și această presiune crezi că este pe umerii multor misionari? Bănuiesc, dacă eu m-am confruntat, bine, și personalitatea contează, dar cred că toți noi ne place să ne numărăm succesele și să facem un bilanț bun, să vedem că a contat, că a mers kilometri întregi în misiune, că s-au întors mulți oameni la Dumnezeu. Sigur că da, noi, astea e uman, dar cred că există ceva, probabil că încă sunt în descoperire, de fapt, există ceva care sensibilizează inima lui Dumnezeu, care este dincolo de toate așteptările noastre și de gândirea noastră. Dincolo de cifre, de rezultate, da, de statistici, da, și așa mai departe. Aș dori acum să urmărim un scurt filmuleț care condensează oarecum lucrarea pe care o faci acolo, esența ei, și apoi
După ce îl vom viziona, stimați telespectatori, ne vom întoarce să discutăm specific pe anumite aspecte pe care le observăm acolo. Vă invit, deci, să urmărim un scurt filmuleț. Thank you.
ne reîntoarcem și aș vrea, Simona, pornind de la lucrurile pe care le-am văzut acolo, că te implici în ele, aș vrea pe scurt să ne prezinți care sunt cele mai mari nevoi care sunt în Mozambic, care sunt cele mai uriașe nevoi, le-ai descoperit în ultimul timp. Sigur, nevoia cea mai mare este de Dumnezeu. Deci nevoia spirituală a fiecărui... Chiar dacă Mozambic este una dintre cele mai sărace țări și nevoile materiale sunt cumplite, cea mai mare nevoie este cea spirituală. De ce este cea mai mare nevoie și cum poate fi ea legată de celelalte nevoi la care o să te referi mai târziu? Pentru că Dumnezeu este răspunsul la toate întrebările și la toate nevoile noastre. Când oamenii au o întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire reală, se schimbă absolut tot în viața lor. Felul în care privesc lucrurile, eternitatea, o privesc diferit. Africanii percep foarte mult lumea spirituală, deci ei oricum cred în veșnicie, având în vedere că majoritatea sunt animiști. Dar atunci când îl întâlnesc pe Dumnezeu, sunt fascinați de dragostea lui Dumnezeu și de grija și de bunătatea lui Dumnezeu. Ei nu au acest concept în niciuna din religiile lor, nu-i așa? Nu. Teama, deci diavolul se folosește de teamă care e înrădăcinată din generație în generație între africani, se folosește ca să-i distrugă, și de acolo implicit vin toate, sărăcia, boala, problemele chiar de război și tot ce se întâmplă, de fapt, sunt cauzate pentru că ei sunt manipulați de spiritual, frică. Da, de frică. Tot, și atunci când ei sunt eliberați, când înțeleg că Dumnezeu iubește așa cum sunt ei, că i-a iubit întotdeauna, că i-a așteptat, că au un viitor și o nădejde în Dumnezeu, că vor petrece veșnicia cu Dumnezeu. De fapt, întâlnirea cu Dumnezeu le schimbă radical felul de a privi lucrurile. Și atunci toate acțiunile lor au direcții diferite. Nu mai le teamă să meargă la câmp pentru că unii din ei înainte le era teamă? Da, dacă, de exemplu, vrăjitorul spunea că aveți grijă, vă bântuie nu știu ce spirite, duhuri, vecinii, ori pus vrăji, ori făcut așa, atunci ei erau capabili să își părăsească casa, coliba, chiar de multe ori în condiții mai bune, recolta tot și fugeau disperați fără să se uite înapoi. Bineînțeles. Și de aici sărăcia, da. Greutățile, problemele. Da. Boala, dacă teama că îi supără pe strămoși, îi fac să ia niște decizii, să aleagă, să facă anumite acțiuni care sunt stranii, care sunt în defavoarea lor, în distrugerea lor. Orice om normal ar putea vedea că în situații de boală, în situații de suferință, alegerile lor sunt alegeri bazate pe teamă. Am vrut să punem accent pe acest aspect. Și eu cred că acest aspect îl realizez după ce slujești acolo pe termen lung, că cea mai mare nevoie este una spirituală. Poate că te-ai dus de la început cu acest gând, că asta este cea mai mare problemă care trebuie să fie rezolvată. De asemenea, cred că ai fost atinsă și de celelalte nevoi materiale.
Dar îmi place că ai pus acest accent, pentru că de cele mai multe ori când oamenii pornesc să facă misiune, agențiile pornesc să facă misiune, încearcă să răspundă în primul rând nevoilor materiale și se implică în rezolvarea problemelor materiale, dar asta nu ajută lucrarea pe termen lung. Există o schimbare poate că de moment, există o schimbare pentru un număr limitat de ani, dar generațiile viitoare nu sunt atinse. Generațiile viitoare sunt atinse doar printr-o schimbare radicală. Cum vezi generațiile următoare în urma lucrării pe care o faceți acolo? Sunt semne că această țară, zona în care lucrați, vă implicați, va arăta altfel și de unde vin roadele acestui optimism, dacă există? Sigur că Mozambic va fi diferit în următorii ani. Părerea mea este că deja este schimbat în multe privințe. Există o mișcare, o dorință a oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ceea ce ne deschide foarte multe uși, inclusiv în lumea musulmană. Și comparând cu ce am întâlnit acum 12 ani, de fapt, când am mers prima dată în Mozambic, este o schimbare foarte mare. În sensul că bisericile cresc foarte mult. Chiar și din punct de vedere material, eu văd o binecuvântare. În sfârșit s-a descoperit petrol, gaz natural, în alte domenii există o deschidere, există oameni care vin să investească. Bineînțeles că deocamdată nu se întâmplă nimic pentru marea masă parte, a oamenilor. Da, deci având în vedere că majoritatea locuiesc la distanțe foarte mari, în mijlocul junglei, în condiții de sălbăticie, de sărăcie, fără curent, fără apă potabilă. Deci n-ajunge la ei vestea asta bună a schimbării economice, aș putea să o numesc, dar categoric, schimbarea se produce din cauza bisericii care crește, oamenii îl iubesc pe Dumnezeu. Cei care se întorc la Dumnezeu sunt oameni dedicați, care pornesc cu o viziune foarte clară și, așa aș putea spune, în foc pentru națiunea lor. Deci ar face orice ca să-și vadă triburile și neamurile întoarse la Iisus. Și atunci noi mergem din spate și încurajăm, îi ajutăm, iar biserica crește. Speranța, optimismul vostru se bazează în primul rând pe prezența lui Dumnezeu, exact, a Duhului Sfânt acolo, exact, dar de asemenea pe această pasiune pe care o vedeți în inimile celor care s-au întors la Dumnezeu. Lucrezi acolo cu organizație? Aveți o bază de misiune care este implicată în multe proiecte? Da. Amintește-ne câteva dintre ele. Care este răspunsul vostru al creștinilor din această bază la aceste multe nevoi pe care le-ai amintit și probleme? Mm-hmm. Teama, sărăcia, boala, lipsurile, moartea și așa mai departe. Deci nu suntem o echipă foarte mare, internațională aș putea spune că suntem în jur de 20, dar avem tot mai mult naționali, avem foarte mulți mozambicani în echipă suntem foarte uniți, suntem ca o familie și lucrăm, chiar dacă lucrăm în departamente, în proiecte diferite, întotdeauna există o colaborare, o deschidere unul față de celălalt, ne cerem ajutorul unul la celălalt, dar în același timp suntem gata oricând să ne implicăm în toate domeniile, în toate departamentele. Avem
lucrarea care crește cel mai mult în cadrul misiunii organizației noastre, Africa pentru Isus, este plantarea de biserici. Mai ales în zona de nord, unde majoritatea sunt musulmani, se plantează foarte multe biserici. Și implicit, astăzi, toate celelalte departamente sunt legate de acest departament care este plantarea de biserici. Lucrarea cu tinerii, cu copiii de care mă ocup eu, lucrăm tot mai mult acum cu bisericile mici, mari. Aveam înainte o echipă care locuia printre oameni, n-aveam biserici, locuia, stăteau câte un an de zile cu cortul într-o comunitate și încercau să se ocupe de copii, lucrarea cu tinerii, pregătirea de lideri. A fost foarte greu, a fost foarte, foarte greu. Astăzi lucrăm cu conducerea bisericii, cu deci păstorii. Deci ați ajuns într-o etapă nouă a lucrării. Da. Roadele evangelizărilor și a plasării acestor evangeliști în mijlocul comunității, exact, a dus la apariția unor mici biserici. Da. Și acum sunteți în această etapă nouă de plantare de biserici. Eu tot timpul am susținut și am crezut, asta chiar și pentru România, că mijlocul prin care noi putem extinde împărăția lui Dumnezeu în diferite zone este să plantăm biserici. De ce crezi că asta este cheia acum, uitându-te în urmă? De ce metoda plantării de biserici este calea cea mai bună, eficientă, de a extinde împărăția lui Dumnezeu într-o zonă, chiar în zona de nord, printre musulmani? Pentru că, în primul rând, este voința lui Dumnezeu. Asta este scopul pentru care suntem noi aici, în lumea asta. Să pregătim venirea lui Iisus Hristos, pregătind o biserică în fiecare națiune, în fiecare trib, în fiecare limbă, în fiecare grup. Cred din toată inima că se ridică o biserică din noroi, din cenușă, din locurile de unde nimeni nu credea că există speranță. Se ridică o biserică în Mozambic. Noi credem că biserica este într-un fel răspunsul la nevoile oamenilor. Încercăm chiar în proiectele de ajutorare nevoi. Noi, misionarii, ne retragem, stăm în spate și implicăm biserica. Ei trebuie să învețe cum să se îngrijească de orfani, de văduve, de bolnavi. Deci biserica este un avampost al împărăției lui Dumnezeu în aceste o lumină, zone, sigur o lumină, că da, și un centru, de acolo, din acest centru, da, se răspândește cuvântul lui Dumnezeu și biserica respectivă încearcă apoi să vină cu soluții, da, dincolo de problemele spirituale la cele materiale. Practice. Și este o multiplicare a ceea ce faceți. În departamentul tău, cel cu copiii, cu tinerii, cum merg lucrurile? Făcând și aici o retrospectivă, ești bucuroasă de ceea ce ai realizat până acum? Vezi tineri în care ai turnat, te-ai implicat, slujind acum Bisericii lui Hristos din Mozambic? Bine, din nou, aș putea spune că este o minune tot ce se întâmplă în mijlocul copiilor și a tinerilor în Mozambic. Pentru că dacă mă uit la cât am făcut și cum l-am făcut, îmi dau seama că Dumnezeu a avut foarte mare răbdare cu mine și întotdeauna participa cu câte o minune ca să schimbe situațiile, să le răstoarne înspre binele Evangheliei și a mântuirii oamenilor. Tinerii au potențialul să schimbe toată națiunea lor pentru Iisus. Copiii la fel. Sunt un grup de tineri cu care am lucrat de la început, care au crescut, sunt liderii de astăzi și au format familii. Ce vârstă aveau atunci când ai început? 12, 13, 14 ani.
Astăzi sunt profesor la școala biblică, sunt lider de departament în echipă, în organizația noastră, păstori în bisericuțele pe care le plantăm, oameni care trăiesc în integritate, în puritate, pasionați după Dumnezeu, au o viziune clară, iubesc generația nouă care se naște acum în Mozambic, fac o treabă mult mai bună ca și mine, să cei mai buni profesori la grădiniță, la școli, vorbesc limba lor. Când vorbesc din experiențele lor, din schimbarea, din mărturia vieții lor. Și are un alt fel de impact. Avem niște oameni de bază acum care au fost copii și tinerii din anii trecuți, care sigur că da, încă au nevoie să crească ca și mine și ca și noi toți, dar cred că, de exemplu, dacă ar fi să plec din zona de centru unde locuiesc acum, cred că standardul și făclia va merge mai departe. Apropo, te gândești să pleci? Sau ești oarecum la dispoziția lui Dumnezeu să fii călăuzită? Dar ce, dincolo de această primă întrebare, și poate în răspunsul tău vei pune acest accent pe un alt aspect pe care eu îl cred foarte mult în misiune, misiunea pe termen lung. Tu ai putut să vezi și să te bucuri de aceste rezultate ale muncii tale pentru că ai stat acolo 10 ani, pentru că 12 ani de când ai început să mergi acolo. Eu cred că nu se pot vedea rezultate imediat și dacă vrei să slujești undeva și să lași urme, trebuie să fii dispus să stai acolo o bucată de timp. Care este, deci, diferența între misiunea pe termen lung și misiunea pe termen scurt? Care este genul de misiune pe care l-ai promova mai mult și în care ai crezi mai mult? Și misiunea pe termen scurt vă poate ajuta și în ce fel poate ajuta lucrarea lui Dumnezeu? Deci, e foarte clar, cred în misiunea pe termen lung, pentru că cere timp, sigur că da, cere timp, cere timp și iar timp. E un proces și de multe ori ne întoarcem la aceleași lucruri pe care le repetăm și le repetăm din nou, ca oamenii să rămână edificați, să rămână puternici. Am învățat să credem în imposibil, am învățat să nu spunem nu la absolut nimic cât privește o situație imposibilă. Credem că Dumnezeu poate face o minune în fiecare situație, dar avem nevoie de oameni care să vină pe termen scurt, care să ne încurajeze, care să pună un umăr în roata care deja se învârte. Este bine și pentru ei. Părerea mea este că le schimbă, îi răstoarnă Dumnezeu cu sus în jos, cu jos în sus. Te schimbă o călătorie pe termen scurt într-o cultură diferită, mai ales dacă ești deschis la ceea ce vrea Dumnezeu să-ți facă în viață. Deci susțin și călătoriile pe termen scurt. Dacă ajută misiunea pe termen lung. Da. Dacă se integrează 100% în ceva care există. Ca să aibă succes, ca să funcționeze ceva. Cred că există și cazuri foarte speciale pentru anumiți oameni care sunt chemați să călătorească dintr-un loc în altul. Aș putea spune că oricum sunt considerați misionari pe termen lung, ei sunt dedicați lucrării de misiune pe termen lung, dar în culturi diferite, deci nu se așează.
Sunt oameni ai care avut țin seminarii. Experiențe care... de genul acesta sau ați avut Sigur. La bază oameni? Sigur. E bazat și pe relații, pe oameni care deja sunt cunoscuți de noi, de lideri, și știm că au aceeași viziune de a câștiga oameni pentru Iisus, le cunoaștem dorința, pasiunea pentru Dumnezeu și vin la un seminar, la o conferință organizată specific, vin doar pentru 2-3 zile, o săptămână, și impactul este foarte mare. Dar din nou vin în colaborare cu ceva care deja funcționează. Există. Am atins câteva aspecte ale misiunii, hai să zicem, misiune pe termen lung, misiune externă. În primul rând, faptul că nevoile spirituale sunt esențiale și noi trebuie să avem un răspuns la ele și apoi, în al doilea rând, la cele materiale. Pentru că rezolvând problema spirituală, oamenii se schimbă și atunci și celelalte probleme își găsesc un răspuns. Apoi, plantarea de biserici, care este cheia extinderii împărăției lui Dumnezeu într-o națiune. Misiune pe termen lung, în special susținută de misiunea pe termen scurt. Dar, de multe ori, mie mi se întâmplă când mă duc în biserici și fac prezentarea misiunii, a misionarilor români, poate mai mult de jumătate din cei care sunt acolo pe listă sunt fete, sunt femei, și apare mereu întrebarea: ce fac femeile, surorile, pe câmpul de misiune? Cum este pentru o fată pe câmpul de misiune? Care este condiția femeii în Mozambic, în primul rând, dacă pot să-mi răspund la această întrebare? Și apoi, pornind de aici, cum ai putut tu să te implici acolo și să slujești? Da. Femeia este un bun material, o proprietate a bărbatului, a părinților până când se căsătorește și după aceea soțului. Este considerată de multe ori ca și un animal de povară. Este persoana care muncește în familie, care cară greu, poartă povara, de obicei singură. Deci situația femeii în Mozambic nu este una fericită. A fetelor, aș putea spune, a fetițelor, a tot ce ține, tot ce ține de partea feminină, da. În cazul meu a fost un pic diferit dintr-un alt motiv. Noi albii am fost cei care i-au colonizat, i-au asuprit pentru atâția ani. Bine, mă refer în specific în Mozambic, au fost portughezii. Ei ne privesc pe toți, ne bagă în aceeași oală și ne privesc pe toți la fel. Există un respect față de culoarea pielii albă. Ei consideră că albii sunt o rasă superioară. Sigur. Și au un respect Sigur. Aparte. Sigur. Deci, în primul rând, ai fost respectată că erai albă. Da, avantaje și dezavantaje. Avantaj că eram respectată, dar în același timp, faptul că sunt așa de diferită de ei punea ca și un fel de zid de despărțire între noi, care a fost foarte greu de pătruns. Nu se deschideau, nu își exprimau emoțiile, sentimentele, durerea, suferința. Au fost învățați să, ca să supraviețuiască, au învățat să se ascundă. Alții ascundeau anumite lucruri față de noi pentru că se temeau că o să fie abuzați, o să sufere și mai mult. Alții, pentru că ne respectă așa de mult și n-ar vrea ca noi să suferim, ascundeau suferința lor ca nu cumva noi, care suntem dintr-o rasă superioară, cum spun ei, să nu vedeau rostul și nu vedeau motivul pentru care să ne tulbure cu supărările lor de fiecare zi. Deci, de fapt,
dorința mea cea mai mare era să mă vadă ca și ei. Cam greu. Chiar am avut o experiență zilele trecute, înainte de a veni în România. Un grup de copilași stătea în fața casei, eu auzeam dinăuntru povestea lor. Unul, de obicei lor le e frică de oameni albi. Era unul dintre ei, nu mă cunoscuse, nu mă știau, ceilalți, majoritatea copiilor mă știu, mai ales în zona unde locuiesc și unde călătoresc. Dar aici era un băiețel care tocmai venise la noi în centru, acolo, și plângea. Și copiii ceilalți care mă cunoșteau râdeau de el și încercau să-l împingă. Du-te, du-te, că nu te mănâncă, du-te, că nu-ți face nimic. Și el spunea, da, cum să nu, că e albă. Și atunci unul dintre băieței, care deja vine la grădinița unde lucrez și care este din echipă, care eu sunt pentru el o mătușică, foarte nevinovat s-a uitat la el și a spus, păi cum? Simona ea e neagră, ca și noi. Pentru mine a fost cel mai mare compliment. Deci el, de fapt, deja mă vedea neagră. Eu mă vedea, pentru mine asta însemna o acceptare. El nu... Erai una de-a lor. Una de-a lor, da. Și cred că tot așa, datorită timpului petrecut cu ei... Înveți limba, cultura... Cultura, ei nu se mai uită. Așa cum nici eu nu-i mai văd negri. Cum îi vezi tu? Nu-i mai văd. Sau nu mai vezi culoarea? Culoarea, nu mai văd. Vezi doar ființe care au nevoie de Dumnezeu sau... Îi văd ca și mine, îi văd valoarea lui care Dumnezeu o prețuiește în fiecare din ei. Da, îi văd frumusețea lor ca și oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în departamentul pe care îl coordonezi acolo, ai putut să lucrezi, să te implici ca și fată, femeie și să îl dezvolți, să-l crești? A fost foarte greu și continuă să fie greu. Mai mult din cauza asta, din cauza reținerii lor, trebuie să ai un spirit de percepție și de discernământ foarte, foarte ascuțit ca să îți dai de fapt seama că există o reținere. Ei nu arată. Arată dragoste, arată grijă, arată prietenie, ospitalitate, dar există, îmi dau seama asta în timp, când se întâmplă ceva și eu sunt ultima care aud că s-a întâmplat. Mă protejează, nu vor să-mi spună, le teamă și astea întotdeauna, deci, mă frustrează. Deci un amestec ciudat de sentimente, da, vis-a-vis de, da, omul alb. Mai vreau să te întreb ceva, Simona. Voi faceți, așa cum ai zis, tot ce ține de voi să extindeți împărăția lui Dumnezeu, să proclamați cuvântul în sate, mai nou în orașe, printre musulmani. Dar dincolo de asta ai zis, Dumnezeu este cel care face ca lucrarea lui să înainteze. Ai văzut... Ai fost martoră în perioada aceasta, ultimilor ani, la minuni deosebite pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul oamenilor și care i-a determinat și mai mult să se încreadă în El, să-L cunoască, să-L caute pe Dumnezeu. Poți să împărtășești cu noi, pentru că noi trăim într-o parte a lumii în care aproape că nu mai credem în minuni și din când în când trebuie să vină cineva dintr-o altă parte a lumii să ne spună Dumnezeu face minuni, minuni extraordinare și demonstrează că El există și este viu și împărăția Lui crește tocmai pentru că este demonstrată cu puterea Lui Dumnezeu. Minuni se întâmplă în fiecare zi. Dacă ați asculta istoria, chiar și a unui copil, de unde Dumnezeu îi scoate și unde sunt acum, oricine și-ar da seama că viața lui e o minune. Deci minuni de vindecare, minuni de eliberare. Fiecare
persoană, copil și adult. Mărturia lor este o minune. Întoarcerea lor la Dumnezeu, felul în care ei lasă în urmă practicile păgâne, felul în care Dumnezeu schimbă un om care trăia cu frică și dintr-o dată se transformă într-un evanghelist curajos și puternic care merge la alte triburi și vestește Evanghelia. Copii care trăiau în abuz și într-o suferință groasnică, cum Dumnezeu le oferă un viitor, copii orfani care și-au pierdut părinții prin au murit din cauza virusului HIV, care este foarte mult în oamenii sunt foarte, mult. Este răspândit în Africa, în Mozambic. Deci fiecare au o mărturie care te cutremură și nu putem, n-ar putea cineva să locuiască între ei și să nu creadă într-un Dumnezeu al minunilor. Fiecare mărturie este o minune. Aș putea să doar să enumăr câteva dintre ele. Te rog. M-a surprins într-un fel mai diferit Dumnezeu mărturia unui om care s-a întors de la vrăjitorie. El era vrăjitorul tribului. Vrăjitoria este foarte răspândită. Foarte. Vrăjitorii și șefii comunității sunt cei care conduc, care conduc oamenii. Și conduc manipulând, da. Inoculând teama. Diavolul folosește, da. De fapt, pentru că... Și cum s-a întors acest om? Locuiește într-o zonă nu așa de departe de baza noastră, în Inaminga, unde locuim noi, dar foarte greu să ajungi. Mașina ajunge greu în zona respectivă. De unde mașina se oprește, mai trebuie cel puțin 15 km de mers pe jos. Am ajuns acum 2 ani în zona respectivă. Pentru prima dată, mă refer, o zonă care aparține, de fapt, unei rezervații de animale, deci foarte mulți bivori sălbatici, elefanți, implicit oamenii acolo sunt vânători. Vânează animale, dar există o influență și au ajuns acolo și cei bogați care vânează un elefant pentru 15.000 de dolari. În fine, am ajuns în zona respectivă, vânătoarea, pescuitul și vrăjitoria implică foarte mult băuturi alcoolice. Deci oamenii trăiesc fiind amețiți sau obeți aproape tot timpul, mai ales bărbații. Beau înainte de a merge la vânătoare, beau în timpul vânătorii și beau când se întorc ca să sărbătorească. E bine, era foarte departe o echipă, ne-am împărțit, ne împărțim în echipe când ajungem o echipe de 2-3 oameni și nu era echipa mea, au ajuns după vreo 3 ore de mers pe jos, prin pădure, au ajuns în sfârșit la coliba acestui om, care era de temut, era un vrăjitor cunoscut nu doar în zona respectivă, ci aproape în toată partea centrală a Mozambicului. El, de 90 de ani, avea 90 de ani, era cunoscut chiar în timpul războiului civil. El direcționa, el manipula trupele. Când pe rebeli, când pe soldații forțele care... Da, asta a fost și scuza lui când au venit, i-au început să vorbească despre Iisus și i-a spus, nu, mie să nu-mi spui despre Iisus, pentru că eu știu deja cui slujesc și eu deja am rezolvat mult în lumea asta, n-ai ce să-mi spui mie despre Dumnezeu. După un timp, cineva din grup l-a întrebat, a văzut că era un om bolnăvicios, bătrân, avea probleme cu vederea. Și i-a spus, ok, înainte de a pleca, am vrea să ne rugăm pentru dumneavoastră, ne dați voie. Asta a fost clicul, pentru el asta a însemnat așa de mult.
chiar dacă el a refuzat și n-a vrut nici să audă despre ceea ce acești străini aveau de spus, el, acești oameni vreau să se roage pentru el, să-i facă un bine. Bineînțeles că el încercase să se facă bine de un timp și n-a reușit, era într-o situație disperată. A spus, sigur că da, rugați-vă pentru mine. După rugăciune, cred că Dumnezeu s-a atins de el, s-a simțit dintr-o dată mai bine și a decis să fie vindecat și sufletește. S-a născut din nou un om plin de dorința de a cunoaște acum pe Dumnezeu. Singur a decis să ardă absolut tot ce avea, care era legat de vrăjitorie, inclusiv ultima plată, ultimii bani, care erau destul de mult, de la care primise în ultima tură, iars. El n-a reușit să vină în seara respectivă, am arătat filmul Iisus în zona aia și soția lui a venit 12 km pe jos până la noi. După ce am arătat filmul, a venit în față, nu prea știam ce vrea, a luat microfonul și a spus, deja când a luat microfonul, deja toată lumea era o rumoare, așa, nu știau le era ce teamă. Se poate întâmpla, da. La ce se aștepte. Da, noi deja știam pentru că echipa, deja grupul se întorsese și deja ne spusese de minune ce s-a întâmplat. Ea a luat microfonul și le-a spus, dragilor, de astăzi înainte să nu mai veniți la noi cu dorința de a face ceva pentru voi cât privește vrăjitoriile și toate celelalte. Am ars absolut tot împreună cu soțul meu. Dacă veniți la noi, să știți că noi ne rugăm pentru voi la Dumnezeu să vă vindece și vă ajutăm să mergeți la spital. Ne bucurăm să auzim aceste minuni și timpul trece așa de repede, din păcate. Aș vrea acum, la sfârșitul emisiunii, să împărtășești cu credincioșii, cu ascultătorii noștri, un gând. Cum pot ei să susțină lucrarea de acolo? Cum se pot implica în lucrarea pe care o faceți în Mozambic, echipa voastră? Adresează un cuvânt de la suflet la suflet. Mulțumesc pentru oportunitate. Aș vrea să le spun celor care se roagă pentru noi, care ne trimit e-mail-uri, care chiar ne sună puțini, dar aș vrea să vă spun că vă mulțumim tare mult. Înseamnă așa de mult pentru noi faptul că sunteți alături de noi, că vă rugați pentru noi. Continuați. Continuați cu aceeași dragoste, cu aceeași sacrificiu. Pentru că rugăciunea este cea mai mare nevoie pe care noi avem de la dumneavoastră. Sunt convinsă că Dumnezeu ascultă rugăciunile sfinților, rugăciunile bisericii care ne trimite, de fapt, acolo. Noi nu suntem singuri. Suntem cu cei de acasă care cred în noi, care ne iubesc, care ne susțin. M-aș bucura cât mai mulți să știe de noi, să înțeleagă că noi, cei care am plecat, avem nevoie de ajutor, că nu putem să rezistăm singuri. Dacă Dumnezeu deschide o ușă și ridică în biserică un tânăr, o familie, pe cineva care simte chemarea lui Dumnezeu pentru o națiune, un trib, un popor care nu este poporul în care el s-a născut, ca și biserică, susțineți-l, încurajați-l, trimiteți-l, pregătiți-l pentru această lucrare, nu lăsați să fie singur. Mă rog ca Dumnezeu să sensibilizeze pe cât mai mulți. Cred în continuare că poporul român este un popor misionar. Undeva ascuns există o sămânță
care va exploda într-o zi și tot mai mulți români vor pleca peste graniță cu alte scopuri, de data asta ca să aducă să-și aducă aportul la Împărăția lui Dumnezeu, să iubească oamenii aceștia pe care nimeni nu iubește, să aducă tot mai multe suflete în Împărăția lui Dumnezeu. Aș putea spune credeți în lucrarea de trimitere a lui Dumnezeu în toate națiunile și în toate neamurile și susțineți pe cei care cred în asta. Mulțumesc tare mult, Simona, că ai acceptat invitația noastră și ai împărtășit din lucrarea pe care Dumnezeu o face acolo, prin voi, toți cei care sunteți implicați în Mozambic, Africa, pentru Iisus. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi, că ne-ați urmărit și vă așteptăm cu multă bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Puteți să ne contactați la adresele de e-mail, la telefonul pe care îl veți vedea afișat, pe genericul emisiunii, chiar să o contactați pe Simona prin intermediul nostru. Și nu uitați, vestea bună este cu adevărat bună dacă o sosește la timp. Amin.